iată o minune, Iisus înaintea ei. Ce mare fericire, rabuni zice ea, și noi în cer îl vom vedea. E vin, e vin, mormântul lui e gol, e vin. E viu, e viu. Ce minunată declarație ați cântat în cântarea aceasta și mă gândeam în timp ce cântam cu ce bucurie poate au declarat ucenicii și femeile Maria după ce s-a descoperit Iisus înainte ei și i-a zis Marie. Și Maria l-a recunoscut să-s rabunii. Și apoi a mers și le-a spus la ceilalți, e viu, e viu. Cu ce bucurie în inimă? Oare avem și această bucurie în inima noastră astăzi? Au trecut peste 2000 de ani de când s-a întâmplat această lucrare. Dar aceeași bucurie ar trebui să ne însuflețească și prin această seară. Căci Domnul nostru Iisus Hristos e viu. Și pentru că El este viu, când ni s-a vorbit azi de dimineață, avem viață, trăim această realitate, acest adevăr. Nu este un lucru falsificat, cum ar spune alții. Este un lucru adevărat pentru care noi ne bucurăm. Ne bucurăm, așa cum spune psalmistul în Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și în mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm, să ne smerim și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Aș dori că în această seară să venim cu laudă înainte Lui Dumnezeu, să venim cu mulțumire pentru că și ne-a dat din nou harul să fim aici la locul de închinare. Putem ca să lăudăm, putem ca să ne unim cu frații, cu surorile noastre, să cântăm în cinstea Lui, să ne rugăm, să ascultăm cuvântul Domnului și pentru aceasta vrem să-i mulțumim Lui. Așa cum sunt în picioare, să vină această rugăciune de mulțumire. Amin.
putem să punem nou locurile, vom lăuda pe Domnul cu cântare în comun, după care dorim ca Domnul să binecuvânteze fratele Liviu Sferle să ne conducă în următoarea rugăciune. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu salvat. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu salvat. Să fie Domnul. El este singurul care merită gloria și onoare. Și ce să zicem, că dacă ne uităm la noi, eu unul zic, ce mai are Dumnezeu de-și face lucruri cu mine? De multe ori am zis, Doamne, ce ai găsit la mine? Că eu văd că sunt un om păcătos. Și nu e o laudă ca să ne lăud, noi trebuie să ne recunoaștem ce suntem, cine suntem. Suntem născuți, pune cuvântul, am fost născuți în păcat. Dar Dumnezeu, glorie Lui, l-a trimis pe Fiul Său, cel neprihănit, acel Sfânt, ca să devină pentru noi păcat. Și a luat ceea ce noi meritam asupra Lui, mânia Lui Dumnezeu.
pe cruce, Fiul lui Dumnezeu. Și îmi place ce spune, și ne rugăm pentru cauze și avem cauze. Am destule. Când văd câte îs și fac și câte mă lupt și boală și prunci și viața asta ne lovește din toate părțile, diavolul, să știți că niciodată nu e rușine să vină împotriva noastră, n-are rușine, ci el va veni și va căuta pe orice cale, prin gândirea noastră, prin nevegherea noastră, datorită faptului că de atâtea ori nu veghem în rugăciune și Domnul Iisus a zis, vegheați, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci acest lucru este total necesar în viața unui creștin, a veghea continuu, a ne ruga continuu. Apelăm atunci când suntem slabi, avem chemarea, dreptul acesta să zic, fraților, rugați-vă că slab, nici nu mă mai rog să fiu vindecat. Zic, Doamne, fă ce vrei, de atâția ani, acum trebuie să mă duc la operație și mă duc. O să mă taie și să-mi bage ce bagă și nu mai mă interesează că asta îi, nu mai răb durerile astea. Dar știți ce? Dumnezeu este în control. Și aici vrea Dumnezeu să ne ducă pe fiecare, unde chiar dacă ne luptăm cu orice ar veni, suferință, necaz, boală, toate lucrurile astea, Dumnezeu zice, stați tari și credeți în mine, că în final eu sunt ăla care fac toate lucrurile bune. Și tot, spune cuvântul, toate vor lucra în cine? Pentru cine? Pentru noi. Toate vor duce la ceea ce este bun din partea lui Dumnezeu. Spune psalmistul, îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pierii, din fundul mocilei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Vedem omul ăsta că zice, am fost în groapă de unde nu mai vedeam scăpare. Pieream, eram pierdut. Mocirile, fundul mocirilei, până la ultimul, în cel mai rău hal. Și în cea mai decăzută stare, eram acolo, zice psalmistul. Și zice, mi-am pus nădejdea în Domnul. Haideți să ne punem nădejdea în Dumnezeul nostru. Rugați-vă pentru mine în continuare, să se pună pe ecran cauzele. Pentru că avem nevoie de rugăciune unii, într-un timp, într-un fel, într-un altul, dar toți avem. Și dacă nu ai trecut și nu ești năcăjit și nu ești până cazuri, dă laudă lui Dumnezeu și roagă-te ăluia pentru ăla care îi. Și Dumnezeu îți va răsplăti. Suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții. Asta înseamnă să ai dragoste față de aproapele, să te doară. Și dacă te doare, nu o să râzi de năcazul ăla, ci o să zici, Doamne, ai milă de el. Dă-i, Doamne, rezolvare în problemele care îi. Ascultă-i necazurile. Uitați de cât ne rugăm și de câți ani ne rugăm pentru unii de aici. Dar știți ce? Dumnezeu nu zice că atunci când vrem noi, când vrea El. Datoria noastră e să ne rugăm în continuare și să credem că Dumnezeu va da răspuns. Zice David, mi-am pus nădejdea în Tine, Doamne. Și ce-a făcut Dumnezeu? În timpul în care Dumnezeu găsește cu cale, s-a plecat, zice, spre mine și mi-a ascultat strigătul. Dumnezeu vrea să facă din viețile noastre o mărturie vie pentru El. Domnul să ne ajute să fim oamenii care rămân tari și în toate lucrurile, în orice ne confruntăm în viață, să rămânem tari, încredințați, căci Dumnezeu, chiar dacă eu nu văd rezolvare, nu văd, toate ușile sunt închise, totul mi-e stă împotrivă și Dumnezeu zice, crede și puneți încrederea în mine, că eu pot totul. Mă uit la Teofil, 30 de ani, pe cele mai urâte droguri, de câte ori m-am uitat pe stradă și îl vedeam și ziceam, e gata, mai are o lună și gata, nu mai e nimic.
Dar știi ce se întâmplă? Dumnezeu nostru are putere să ridice din mort un mort și un om care a fost pierdut. Vă spun, aici e minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu face minuni. Dar știți când? Atunci când vrea El. Atunci când El a găsit cu cale. Nu după, Doamne, acum. Nu-i poruncim lui Dumnezeu. Fă, Doamne, numele Tău de slavă. Noi datorie să rămânem și să ne rugăm în continuare, să credem că-și Dumnezeu va lucra. Haideți să ne ridicăm în picioare, ne rugăm pentru cauzele fraților, surorilor, ne rugăm în continuare, Gabi Butar, e tot spre bine, și dar ne rugăm ca Domnul să o facă perfect, total, sănătoasă și să fie în familia ei ca mamă și soție și o mărturie pentru noi și pentru toți oamenii. Și am un prieten, e pastor în San Diego, soția lui a trecut prin mari încercări recent, cancer la gât, cele mai urât cazuri, și a trecut prin operație, e mult mai bine, a zis că nu a mai găsit niciun cancer, o urmă de cancer în corp. Lăudăm pe Dumnezeu, ne-am rugat cu câteva săptămâni, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu este acela care ne ascultă. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Și El stăpânește și domnește peste întreg pământul. Glorie Lui! Să credem în acest Dumnezeu al nostru. El este împăratul slavei. Domnul să ne ajute. Ne rugăm Domnului. Biserica, poate pe din nou locurile. Cum spuneam de la început, este harul Dumnezeu ca să fim aici și mulțumim Domnului pentru aceasta. Mulțumim Domnului și ne bucurăm pentru că ce l-avem și noi și pe fratele Joseph Radu, Domnul să-l binecuvinteze în lucrarea lui în această seară. Mulțumesc că are responsivitații noastre. Și am dorit ca această seară Domnul să binecuvinteze întreaga sa lucrare. Cântările de laudă, dacă vor fi poezii recitate, dacă vor mai fi îndemnuri date, cuvântul care va fi vestit, totul să fie binecuvântat de Domnul și spre slavă și gloria Lui Dumnezeu și pentru zidirea bisericii. Aș dori ca în continuare să-L dăm pe Domnul cu o cântare în comun, timp în care vom face și colecta.
Iar după cântarea în comună, dacă fraților au dorință să laude pe Domnul, dorim ca să dăm loc la aceasta. Great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the dark shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me. Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Lost its grip on me. You have broken it.
Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Vom asculta grupul de copii în continuare să aibă o cântare. Dacă dintre surori au cântări sau dintre frați, după grupul de copii doresc ca să ascultăm și pe fratele Joseph Radu, să-l aud pe Domnul cu o cântare, pe fratele Joseph Radu, pe fratele Liviu Feceu. După aceasta, grupul de tineri vor lăuda din nou pe Domnul cu o cântare, iar apoi vom mai anunța. Perfect and blameless life, given a sacrifice. See him there, all in the name of love, broken yet glorious, all for the sake of us. This is Jesus. This is Jesus.
Slăviți să fie Domnul! Vreau să cânt o cântare, un imn vechi, cred că cei mai mulți cunoaștem limba engleză. Ce foarte mult de unde a venit cântarea și motivul ei. Și George Beverly Shea, care a cântat mulți ani de zile, a zis că într-o dimineață a avut o zi mai grea, mama lui mai încercată, și mama lui a primit o scrisoare de la o bună prietenă a ei, o soră credincioasă, și în această scrisoare era un poem, o poezie. Și în dimineața aia a fost inspirat să compune melodii la această poezie, și dacă o cunoașteți, cântați împreună cu mine, în engleză says, I'd rather have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. Rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be a king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Amen. Doresc să cânt o cântare referitor la învierea Domnului Iisus și
Ar vrea să o cântăm împreună dacă se știe cântarea, dacă o știu și alții. Cântarea spune: Iisus e viu, ce bucurie, Iisus trăiește cu adevărat. Întreaga lume a să știe, Iisus din morți a înviat. Iisus e viu, ce bucurie, Iisus trăiește cu adevărat. Întreaga lume a să știe, Iisus din morți a înviat. Și sigilul care au fost puse pe mormânt s-a văzut că nu sunt stare să-l țină veșnic în pământ. Piatra și sigilul care fost au puse pe mormânt s-au văzut că nu sunt stare să-l țină veșnic în pământ. Iisus e viu, ce bucurie, viață nouă El ne-a dat. Cu El trăim noi pe vecie, cu cel din morți ce-a înviat. Piatra și sigilul care fost puse pe mine s-au văzut că nu sunt stare să-l țină veșnic în pământ. Piatra și sigilul care fost au puse pe mormânt s-au văzut că nu sunt stare. Amin. Veșnic în pământ. Tu ești cel ce-ntotdeauna luptă pentru-a său popor. Tu ești cel ce porți corona, Sfântă te biruitor. Ajutorul-mi ești în toate, Salvator tăria mea. Eu trăiesc doar pentru a mă închina. Mă plec în adorare când văd mări.
bogăția ta. Orice frică va dispare, ai purtat victoria. Umple astăzi autotemplu, lasă din puterea ta. Eu trăiesc doar pentru amă. Ești Mântuitor, ești Iisus Hristos Mesia, ești speranța întregii lumi, Tu ești Cel ce poți pleca multe cununi. Aleluia! Tu ai biruit, Tu ai biruit. Crucea a sfârșit lucrarea și ai fost înmormântat. Însă vine învierea, căci victoria ai purtat. Aleluia! Tu ai totul. Amin. Dorim ca în continuare să îl ascultăm din nou pe fratele Joseph Radu, să-l aducem cu o cântare. După fratele Joseph Radu, din nou grupul de tineri și după grupul de tineri vom cânta cu toți o cântare în comun. Iar apoi dorim ca noi să terminez pe fratele Joseph ca să lăsați cuvântul Domnului. Slăvit să fie Domnul! De data aceasta o să cânt o cântare veche în limba română. Poate o cunoașteți, poate nu o cunoașteți, dar are un mesaj deosebit și mă rog ca să ne îmbucure, să ne motiveze ca în orice împrejurare să ne rugăm,
rugăciunea este un altar și Dumnezeu să ne ajute ca să mereu să zidim altarul rugăciunii în viața noastră. Amin. După soare vine nor, după nor iar vine soare, după vine rău, după ploi zile ușoare. Când e greu să ne rugăm, ca și în zile cu soare, rugăciunea oricând poate aduce rezolvare. Când la cârma vieții e, zi de zi numai Iisus, nu ne clătinăm de fel, nu ne potinim pe cale. Dar la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, preserându-le mereu, zi de zi pe-a noastră cale. Când la cârma vieții e, zi de zi numai Iisus, nu ne clătinăm de fe, nu ne potignim pe cale. Dar la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, presărându-le mergând, zi de zi pe-a noastră cale. Omul bun și-n zile rele, e tot bun ca zile bune, fața lui e tot senină, când e soare sau furtună. Fiindcă temelia lui nu-i zidită pe nisip, nu se clatină nicicând, el pe stâncă e zidit. Când la cârma vieții e, zi de zi numai Iisus, nu ne clătinăm de fe, nu ne potignim pe cale. Dar la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, presărându-le mergând, zi de zi pe-a noastră cale. Când la cârma vieții e, zi de zi numai Iisus, nu ne clătinăm de fel, nu ne potignim pe cale. Dar la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, presărându-le mergând, zi de zi pe-a noastră cale.
cele nu a putut să frângă, crucea grea nu l-a pus la pământ, cu ele nu a putut să-l țină, moartea nu l-a închis într-un mormânt, picele nu a putut să frângă, crucea grea nu l-a pus la pământ, cu ele nu a putut să într-un mormânt. Hristos e viu, a înviat, și dacă crezi în El, vei fi salvat. Hristos e viu, a înviat, și dacă Hristos a înviat.
Iisus cel înviat e astăzi printre noi. Iisus cel înviat e astăzi printre noi. Iisus cel înviat e astăzi printre noi. Iisus e astăzi printre noi. Lasă să te atingă, lasă să te atingă. Lasă să te atingă și vei fi eliberat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă. Lasă să te atingă, vei fi binecuvântat. Mormântul lui Iisus și astăzi este gol. Mormântul lui Iisus și astăzi este gol. Mormântul lui Iisus și astăzi este gol. Iisus e astăzi printre noi. Lasă să te atingă, lasă să te atingă. Lasă să te atingă și vei fi eliberat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă. Lasă să te atingă, vei fi binecuvântat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă. Lasă să te atingă și vei fi eliberat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă. Lasă să te atingă, vei fi binecuvântat. Hristos a înviat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Haideți, dacă nu este prea greu, cele care aveți Sfânta Scriptură, deschideți împreună cu mine Luca, capitolul 24, și vă citit de la versetul 36 până la 53, sfârșitul capitolului. If you have your Bibles this evening, would you please open together with me the Gospel according to Luke, in chapter 24, we're reading in English, do follow along, from verse 36 to 53, it's a nice text. Luke chapter 24, beginning with verse 36. Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, "Peace to you." But they were terrified and frightened, and supposed they had seen a spirit. And he said to them, "Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see. For a spirit does not have flesh and bones, as you see I have." When he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still did not believe for joy and marveled, he said to them, "Have you any food here?" So they gave him a piece of broiled fish and some honeycomb. And he took it and ate it in their presence. Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which are written in the laws of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." And he opened their understanding that they may comprehend the scriptures. Then he said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses to these things. Behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry in the city of Jerusalem until you have endured, you are endued with power from on high." And he led them out as far as Bethany. And he lifted up his hands and blessed them. Now when it came to pass, while he blessed them, that he was parted from them and carried up into heaven. And they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple praising and blessing God. Amen. You may be seated. Dear brothers and sisters, it is well to be in the house of the Lord. I don't know about yourself, but I must admit I've had a very hellish week, to say the least. And yet, it's not coincidence. It's not by accident. It was God's plan for us to be in the house of the Lord, and for that we say, thank you, Jesus. Amen. I was reading, and being appropriate that it's Easter Sunday,
I've recently been listening to a lot of documentaries. I have a fascination with history. And I like all kinds of history, particularly ancient history. I like learning about the Greeks and the Romans and the Egyptians and the Chinese and other empires and people that have some sort of written word to their accounts of the times of their, you know, predecessors. And yet I stumble upon a certain documentaries that they call religious documentaries. And it was gnawing at me because I was frustrated. Frustrated with the fact that some of the most intellectual minds, as we may call them to this day, put such a doubt into the audience. They call themselves people that dig into the past. You know, those people are always looking and digging in Egypt, in the Valley of the Kings and whatnot. And all these anthropologists and all these people that do these inspections, they always bring a question to the audience when they're like, we've discovered this great artifact, a city that was here once that was never heard before. But when they're talking about the biblical account, when they're talking about the Bible, about Christianity, and where it came from, they start with the questions, is it possible? And then they continue the sentence. Could it be that? And they continue the sentence. And they left with such a belief that maybe this could have happened. And then you go on to their tale, right? And what captured my attention was, because they can now prove that it wasn't an act of God, the 10 plagues of Egypt. No, see, we found this spot right here. It'd be perfect. It wasn't the Red Sea. It was the Sea of Reed. And we found this place. And it was muddy, you know, when the water changes. And I'm thinking, man, there are so many. It's like theories in math. If this, then that. If this, then that. So many if. And by the end of their ifs, they say, see, there wasn't no divine intervention. There was no supernatural. There was a volcano and yada, yada, yada. We could explain this. And it irked on my heart because they put them into religious documentaries. People who claim to be Jews or devout Jews. People who claim to be Christians. And they take this, and instead of going and supporting evidence of the Bible, do you find anything to contradict it? I started with this topic because I want to talk about the evidence that Jesus Christ is alive forevermore. Amen. Nu vreau să vorbesc decât altceva în această seară, în scurte cuvinte, decât să înțelegem din Sfânta Scriptură că Iisus Hristos nu mai este într-un mormânt, că Iisus Hristos nu a fost un trup care, ca orice om, și n-a înviat, și că ce a spus preoții, când i-a spus lui soldații și i-a plătit să mintă, că vezi că a venit ucinic și a furat trupul. Oare cât de ușor se poate clătina credința mea și credința ta? Atâta zvonuri, atâta oameni care se cred atât de înțelepți, atât de citiți, cu școli, cu facultăți, că cunoște pe doctorul, decan, nu știu cu tare, că el are atâta ani de experiență. Dar întrebarea este, cine va sta în picioare pentru Iisus? Și ca să stai în picioare pentru Iisus în secolul acesta, în ziua aceasta, tu trebuie să-L cunoști pe Iisus. Și pentru tine, în mod personal, El trebuie să fie real. Învierea Lui să fie un act real. Și când El te atinge, într-adevăr, cum am fost la noi în biserică dimineață, vine o bucurie, ca un efect din faptul că te-ai întâlnit cu Hristosul cel înviat, slăvit să fie Domnul. Voi sunteți aici, cred, cei mai mulți, dacă nu chiar toți. Nu doar că mama și tata v-a spus despre Iisus, sau că ați venit la biserică de obișnuință, dar într-o bună zi trebuia să te întâlnești cu Creatorul tău și El să-ți vorbească ție și tu să-L înțelegi. Și ai zis, Doamne, fac legământ cu Tine, voi mărturisi înaintea oamenilor văzut și nevăzut acestor martori, că te voi urma, cât? Toată viața noastră. Amin? Să ne ajute Dumnezeu. Your day of baptism didn't came by accident. You did not just do it for the looks of people around you or to be in the good graces or standings in a church. But truly, when you make the covenant with the Lord in the baptism of water, something in your life happened.
And the one who is the supernatural, the one who is my creator and your creator, because we are created in his image, stepped in your life, whether you liked it or not, and shook your life to its core. And so I want today that you would leave from this place with the conviction in your heart, regardless of what the world may say, or even those so-called Christians around you, but to know that Jesus Christ is risen and is alive forevermore. Hallelujah. Because his name is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And between those two times, the beginning and the end, me and you are, by the grace of God. And God put us here on this earth that we would know and to find about him, that would be interested in him, captivated by him, and that our hearts and our minds would be so stirred up. And I read this text, and when Jesus reveals himself, when he walks in their midst, he says, peace unto you, right? They thought he was a spirit because Jesus knew their thoughts and their minds. So literally what they were thinking, he said out loud. He goes, you think I'm a spirit? Here, feel me. Put your hands, feel my flesh, my bones. I'm not a spirit, I'm not a ghost, right? And then the verse goes on. I thought this was so interesting. Verse 41, it says, but while they still did not believe for joy, so they were so shooken up by the death of Christ that seeing him, they were just in this euphoria of, oh my God, Jesus is alive, he's right here. I mean, you have to imagine being in their foot, in their shoes. They were hiding away from the fear of all the people. And Jesus walks in the midst of them. I'm sure when he said those words, peace unto you, they recognized that voice. It wasn't some hooligan. It wasn't some knockoff. The genuine Jesus was in their midst. Hallelujah. Because they knew that voice. And they had such joy, but there was still doubt. And all I know is Christ wants you tonight to break down and put away any doubt that's in your heart. Dumnezeu vrea ca să nu mai fie îndoielnic. Când s-a arătat în prezența lor, a fost atât de uimit, a zis atât de cu bucurie că l-a văzut. Dacă el a vorbit, nu se putea dacă vorbele lui și-a dat seama instant, este Iisus, nu este altcineva. Nu este un roman, un evreu, un cineva care încearcă să ne minte. Imposibil. Dacă să le face convingerea lor, 100%, a zis, dați de mâncare. Ca să vadă că nu este un lucru, nu este o fantezie, o imaginație în mintea lor. Și o slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu se revelează la timp și la timp, la copiilor săi, și la oameni și din lume, ca să arată că El este într-adevăr adevăratul Dumnezeu. Dumnezeu cel adevărat și care este viu. Dumnezeu care lucrează. Dumnezeu care este pentru tine. Și am această, pe inima mea, aproape durerea aș putea spune, că am fost dimineață și am fost obosit la biserică și au fost și alții. Și m-am gândit, oare unde este bucuria aia? Fiind ziua de învierii Domnului Iisus Hristos. Bucuria aia, să poți să ai un zâmbet, nu artificial, ci real pe fața ta. De ce? Pentru că Hristosul tău, al tău personal, mântuitorul tău personal, care a făcut legământ cu el în apă botezului, este viu. Și pentru că tu, el este viu, poți să învingi ziua de mâine. E cântarea aia. Știind că e viu, pot învinge teama. Because he lives, I can face tomorrow, is in the English. You need to have that conviction when you wake in the morning. You might be going through hell in your own terms. But know one thing, Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow, forevermore. And he is not dead, he's not in the tomb, he is alive. How do you know he's alive? I'd like to open up with me to the book of Acts. Chapter 9. A man who was not a Christian by our account, as we read about him. În fapta capitolul 9 este cineva care încă nu este convertit, cum noi am spune. Nu e un credincios al nostru. Și în timp cronologic, Mântuitorul deja a fost ridicat la cer. Iar după asta are o întâlnire cu acest Iisus. Și hai să citim.
Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 3. Pe când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? I-a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-a fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țăpuș. And I realized Jesus was already resurrected by all the chronological accounts. Because the doctor Luke, he wrote the gospel according to Luke and the book of Acts. And he was very meticulous to make sure things are in order. And I would have liked to be their news reporter. Saul, Saul, a minute of your time. What's going on? I heard you had this amazing encounter on the road. What happened? Well, I was going and I was going to persecute the people that called themselves disciples of Jesus. And then what happened? This light came down and I fell off my horse. And a voice came out. He says, Saul, Saul, why do you persecute me? And I'd asked this voice that I heard, I am Jesus whom you persecute. Isn't that amazing? A man who is not yet a child of God, but God had in his plan, after Jesus had died and was resurrected, he has an encounter, and he could tell you without a doubt, I've met Jesus. I heard his voice. And when his presence came upon me, I fell down like dead. In the book of Revelation, we call John, the disciple that was so close to the Lord that he put his head on the breast of the Lord. The one that Jesus loved, and he loved the Lord so much. And when the Spirit brought him before the presence of God, he says, I fell down like dead. I don't know, but this is the testimony and truth that there is a living God after his death. And when I hear these documentaries that they have found the tomb of Jesus and his so-called body, maybe, I said, the Holy Scripture that stood out for generations and millenniums, putting thoughts and doubts in people's hearts. I want to tell you tonight that Jesus Christ is alive. He's not just alive for one person, one family, one country, one nation. He's alive for the whole world, whoever's ready to accept him. You go in the previous chapter, chapter 7. Acts chapter 7 and verse 55 and 56. Stephen the martyr. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God and said, Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Again, Jesus was long gone. His death had passed. And here's a man full of the Holy Ghost. So the baptism of the Holy Spirit had come. Acts chapter 2. And yet, as a reporter, would have been Stephen, but he passed. But if I only had a minute of his time, Stephen, what did you see? I told you. I looked up and the heavens were open. I saw the Son of Man, and we know the Son of Man to be Jesus. Here's yet another time where Jesus reveals himself. If you will, in the flesh, his eyes saw him at the right hand of God. You mean or not? Ștefan, un om plin de Duhul Sfânt, după ce Mântuitorul a murit, a înviat și a fost ridicat la cer, încă o dovadă că Iisus este viu, când era gata să moară, martirizat, și-a deschis ochii către cer și a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, la dreapta lui Dumnezeu. Și sunt curios să fii întrebat, Ștefane, ce vezi? Dă mai multe detalii. Convinge oamenii din jurul tău că Iisus este viu. El este pentru mine. Întrebarea mea este și pentru tine? Mai ai îndoială în inima ta că poate e doar o credință? Că Iisus a fost doar un om? Există vreun procentaj mic acolo în care Satana reușește de fiecare dată, în loc să te bucuri în ziua ca aceasta că Iisus este viu în vecii vecilor? Poate vin și eu la biserică,
a cântat frumos, m-am rugat, am dat partea Domnului, mă simt bine, merg acasă, sunt cu familia, tot este bun. Dar acea mică caneghina, îndoială care ai în inima ta, că Iisus nu este viu, e ca o moară care macină. Și într-o bună zi va trebui să răspunzi la acea îndoială. If you have that little bit of doubt in your heart, and if you don't face it, if you don't stamp out what the devil is trying to put in your heart, one day he's going to start churning you and you say, how far have I fallen from grace? I know it's not easy, dear brother and sister, dear believer, but you need to live with conviction in your heart. You need to wake up in the morning with the conviction, my Jesus is alive. You need to go to work and say, my Jesus is alive, he's with me. You need to go to sleep and say, my Jesus is watching over me. You need to meet people and say, my Jesus is with me. You go to an interview, my Jesus is right here with me. I am not afraid. Te să ai convinge că Iisus este cu tine când te trezește dimineață. Că El este viu. Nu este departe, e lângă tine și prin Duhul Sfânt este în tine. Aleluia! Și cu acea convingere te trezești dimineață și poți să zâmbești. Și poți să spui, Doamne, te slăvesc, că sunt o făptură minunată. Doamne, Tu îmi dai putere. Am fost obosit, sunt frânt de oboseală. Tu îmi dai putere. Pentru că Tu ești viu. Nu mă închin în Dumnezeu că inventat de oameni, nu mă închin la ce spune oameni și doctori care în prea multă carte nu mai știu ce este credința. Știu un lucru, cum a zis cel care a fost orb și vindecat. Am fost orb, dar acum văd. And like that man, you need to have that conviction. I was once blind, but now I see. And I see because Jesus gave my sight. Hallelujah. And you need to walk in such a way. And to have that joy and that conviction in your heart. And when people around you start bringing doubts and so many other theories, I mean, it is crazy. You go to work. I have people around me. Just don't tell them about Jesus. Oh, this world is going bonkers. We need to move to Jupiter. Really? Salvation is right here. We need to go to Jupiter for to live, what, 30 more seconds in outer space? They'd rather believe, you know, nothing. But you can't bring the name of Jesus to them. And yet in their hearts, they're paralyzed with fear, is the truth. All I know is my Jesus lives. Does your Jesus live, brother and sister? And if he lives, can he go home with peace and joy in your heart? And when you pray before you go to bed and you close your eyes, can you smile and say, thank you, Jesus, because you're my Savior? Can you go to sleep with conviction in your heart tonight, dear brother and sister, that same Jesus who was raised up, one day is going to come down for you? And for me, and for your wife, and for your children, and your husband, and those who are dear, and those who believe. Avem această credință că vine o zi când Mântuitorul, cum s-a ridicat la cer, va veni pentru noi? Că tu ai preț în ochii Lui? Pentru că contezi în ochii Lui? Ești așa de prețios pentru El, că El ți-a dat viața? Dar vestea bună nu e doar că El a murit, dar ce dă putere și valoare este că El a înviat, aleluia! Și este viu în vecii vecilor. Că mă uit în jurul meu și ce se întâmplă în lumea aceasta. Singurul lucru ce îmi dă pace și liniște. Știu că vine o zi când orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Și toți îl vor vedea. Mulți încă au îndoieli. Dar vine ziua aceea, dragul meu, frate și soră. The day is coming when all will see Jesus. And it says even the ones who pierced him. So when people try to say that your faith is nonsense, that Jesus was just some other theory, fear not. There is a day coming. And that day should bring you joy. For all will see Jesus. And all will kneel. And we are called to testify that Jesus Christ is Lord forever and ever. Amen. But having now taken doubts from your heart,
What is the consequence? What is the after effect? Ce se întâmplă după ce, într-un sfârșit, te-ai dezlegat de această îndoială în inima ta? Ai venit la cruce și zici, Doamne, am această îndoială, te rog, eliberează-mi de orice îndoială. Vreau să fiu convins 100%. Ești viu. Și în pasajul citit, îmi place așa de mult, un verset care am citit, dar prea repede. Versetul 50. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Verse 50. And he led them out as far as Bethany, and as he lifted up his hands and blessed them. There's a verse that goes in verse 45, and it says, he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. În versetul 45 spune atât de clar, atunci le-a deschis inima ca să înțeleagă scripturile. Și mă gândesc, ei dorind să-L află pe Hristos, acum L-a văzut, a fost îmbărbătați. Ne spune mai sus că erau plini de bucurie când L-a văzut prima dată și după aceea i-au mâncat să-i convingă. Și minunat că a zis ca să rămână în Ierusalim până va primi o putere de sus. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus nu i-a trimis fără să-i binecuvinteze. Dacă ai convingerea că Iisus nu mai este mort, ci este viu, și El este al tău și este pentru tine, dragă meu frate și soră, cine stă lângă Domnul Iisus va fi binecuvântat. He who stays next to the Lord shall be blessed. I truly believe it. Before Jesus was lifted up to heaven, He stretched out His hands and blessed the disciples. One last act. And then we know they went to Jerusalem, tarried there. The promise of this of Pentecost, the Holy Spirit. And so I understand from Scripture and in my life, Jesus is first alive. He cares for me. Without a doubt, He's the living God. And if I stay next to Him, He will bless me. When He will bless me, oh, this journey here on earth is that much more sweeter. And as the song we sung together as a church, and thank you so much for singing with me. I'd rather have Jesus more than anything, we sang, than silver or gold. He says He's sweeter than the honeycomb. This Jesus I want to present to you and I want you to go home with. The one who's sweeter for you. The one who gives you peace and you can sleep at night. A dear friend of mine, many years has come to our church, an African American. And he left me an interesting testimony. Acest prieten al meu, pe nume Justin, un american negru, într-o toamnă, mai mulți ani în urmă, cred că era în 2010, dacă nu greșesc, am fost invitați cu niște tine să mergem la botez la Biserica Philadelphia din Portland. Și acolo, fiind, am înțeles, 55 de suflete care făceau legământ cu Domnul, fost la parc, sărbătoare, acest prieten a fost o chemare acolo la urmă. Dacă mai este cineva care vrea să se boteze astăzi pentru Iisus, să se facă legământ cu Iisus, să primească botezul, vină în față, frații vă stă la dispoziție. Neștiind, nici noi, nici el, el american, dar cineva i-a tradus mesajul, a înțeles Evanghelia. A fost pentru el, vorbea pe neașteptate. A fost așa cercetat că s-a dus și a zis, vreau să mă botez. A făcut mărturisirea și frații l-au primit să se boteze. În drum spre California, povestea el, zice, Joe, ani de zile am crezut că sunt și eu un creștin așa, încercând. Ascult muzică creștină, imnuri, mă rog, mă păstrez,
Dar zice, nu te-am mătrisit că 3 ani de zile m-am chinuit și nu puteam să dorm noaptea. Dar zice, din momentul ce am făcut mărturisirea și în ziua aceea, zice, din ziua aia, zice, dorm ca un bebeluș noaptea. Sunt așa de liniștit, nu știu. Am mai încercat cu alte terapie, dar această terapie a fost singurul care a funcționat. M-am mărturisit, m-am predat Domnul și acum dorm liniștit. Și nu s-a gândit el, își face programare la botez. Dar Dumnezeu a avut în vedere precum Saul. Și o slăvit să fie Domnul ca acest Domn Iisus care este viu. Și astăzi atinge suflete. Și astăzi îi liberează. Și astăzi dă viață și schimbă vieți. Viața mea și viața ta schimbată nu este dovadă că Iisus este viu? Nu se poate altfel. Pentru că degeaba ne-am chinuit de dimineață până seara. Am fi ca toți ceilalți, dar alții întreabă, cum de ești fericit? Cum de nu ești tulburat? Ce s-a întâmplat cu tine? Eu mă vorbesc cu Iisus al meu. Cum vorbești cu El? Păi mă pun pe genunchi și mă rog. Cer să-mi dea și El îmi dă. Ce să fie cu mine și El este cu mine. Ce să-mi dă pace înăuntru și eu am pace înăuntru. Am o dorință arzătoare și la timpul potrivit Domnul îmi răspunde. O, acest Iisus al nevoie nu doar biserica aceasta, dar și lumea aceasta. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și mă rog ca bucuria învierii Iisus Hristos să fie în fiecare inimă. Și de la copilași până la cei mai în vârstă. Crede-mă, copiii mici, câte zi, 2, 3, 4, 5 ani, prind mai repede decât ne gândim noi. Este o generație deosebită, așa de repede prinde informația. Am 3 fete, înțeleg, la vârsta de 5, 4 și 3 ani. Și e minunat că îi vezi în linia de la Walmart sau așa și au dorința să cântă. Și ce cântă? I love you, Jesus, I love you, Jesus. Și cealaltă, mă întrebi tu? Cântă mai tare. Noi, cât auzi de cei din jur. Da, am zis, și ăștia trebuie să fie evangelizați. Na, să cântă mai tare. Că sunt oameni în lumea aceasta care poate cândva a fost la o biserică, dar trebuie să audă și ei că Iisus îi iubește și că îi vrea și că este un Iisus care este viu și vrea să intre în viața lor. Dumnezeu să binecuvinteze copilașii. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile. Dumnezeu să binecuvinteze unul fiecare în parte. Și dacă ați avut o săptămână grea, din seara aceasta, începeți. Mergeți cu Iisus Hristos în inima voastră. Cu convingere, când te culci și când te trezești. Orice, ia-L cu Iisus cu tine. El este viu. Nu este un șablon, nu este o statuie în colț, precum păgânii au, nu. El este viu. Dacă ne-a dat Domnul ochi de credință, îl putem vedea. Aici, lângă noi. Aici. Chiar și aici. În familiile noastre. În tu, frate, în tu, soră. Dumnezeu să ne mărească credința. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mai mult de orice, Domnul Iisus Hristos să fie cu noi și în noi. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru cuvântul acesta minunat, care, dacă am luat cu aminte de dimineață și apoi și acum seara la mesaj, să parcă a fost o continuare a mesajului. Dumnezeu vrea să ne dea și ne-a dat dovezi peste dovezi ca să ne convingă, să convingă oamenii că Iisus Hristos este viu. Că Iisus Hristos trăiește. Cum spuneam de la început, când am cântat acea cântare, E viu, e viu, mă gândeam la bucuria cu care a venit Maria la ucenici. Poate bucuria cu care a venit acei 2 ucenici care erau pe drum spre Emaus, s-au întors în ora unde erau ceilalți ucenici. Și mă gândeam că poate aceasta s-a fost plină cuvinte din gura lor și nimeni nu trebuie să întrebe cine e viu, despre ce vorbești, ce s-a întâmplat. Când a spus că e viu, e viu, toți au spus despre ce, la cine s-a referit. Dar vedem că rând după rând, întâmplare pe întâmplare, majoritatea parcă nu credeau. Și într-un fel îi înțeleg, pentru că și ei erau oameni ca noi.
cu dubii, cu tulburări, cu frământări, cu logica care o avem. Și n-au putut să creadă până ce au văzut dovezi cu ochii lor. Dar, frate și sori, tineri dragi, cuvântul acesta, dovezile acestea au rămas toate scrise. Și dacă credem că și cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, credem că și aceste dovezi sunt adevărate și Iisus Hristos este viu, nu putem ca să negăm faptul acesta. Dar faptul că Iisus Hristos e viu și trăiește, nu este cel mai important pentru mine și pentru tine. Pot să zic că este viu și trăiește, dar să nu fie viu să trăiască în viața mea. Mai important este ca aceste dovezi să te convingă, drag tineri, ca să îl accesi pe Iisus în viața ta. El să fie viu să trăiască în viața ta, să domnească în viața ta. Vedem când Iisus, cum din textul care a citit fratele Jos, când Iisus a venit la ei, spune că și plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. N-au putut să stea în fața lor, dar n-au putut să creadă că este Iisus întrupat înaintea lor. Și în altă împrejurare, când a venit la Iisus la ei pe mare, le se părea că văd o nălucă. Și mă gândeam, poate câte alte împrejurări au fost, câte alte lucrări minunate, minuni deosebite, în care n-au putut să creadă cu ochii lor, n-au putut să creadă cu mintea lor ceea ce vedeau cu ochii lor. Îi se părea că era ceva ciudat. În această seară și aș vrea să facem o rugăciune pentru copii și pentru tineri într-un mod deosebit. Aș vrea că aceste evidențe care ne s-au fost arătate, aceste lucrări care au fost dovedite, să nu-i se pară ceva ciudat. Să nu-i se pară ceva că nu poți să crezi. Sunt lucruri care au fost minunate, dar adevărate. Lucruri care poate nu le putem să le înțelegem cu gândirea noastră pământească, cu logica noastră, cu rațiunea noastră. Dar las pe Iisus să lucreze, cum spune aici, să-ți deschidă mintea ca să înțelegi. Cum Iisus a deschis mintea ucenicilor ca să înțeleagă, să creadă. Iisus și astăzi poate să deschidă mințile noastre și noastră ca să credem. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să venim într-o rugăciune în care mijlocim înainte Domnului pentru generația tânără. Pentru copii și pentru tineri. Pentru familiile noastre. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre ei, ca El să le deschidă, cum am spus, mintea lor, inima lor, pentru cei care astăzi încă mai stau într-o stare de dubiu. Poate sunt unii care au respins acest adevăr. Dorim ca Dumnezeu să mai bată și astăzi la inima lor. Dorim ca Dumnezeu să le mai vorbească și astăzi, să-i convingă că și toate acestea sunt adevărate și au nevoie ca Iisus să trăiască în ei. Cum spunea, nu este destul ca să spui că, da, părinții mei m-au învățat că Iisus este viu și cred că este viu. Dacă Iisus nu este viu în viața ta, dacă nu trăiește în viața ta, nu este destul. Haideți să intrăm în această rugăciune în care aducem cauza tinerilor înainte Domnului. Amin.
Mulțumim, Domnul, pentru toată lucrarea această seară. Mulțumim pentru cântările de laudă, pentru cuvântul care a fost vestit. Aș dori ca să mai venim într-o rugăciune în care, în primul rând, să aducem familia pentru care ne-am rugat săptămâna aceasta, familia fratelui Liviu Covaci, Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să le dea toate binecuvântările de care au nevoie, să le poartă de grijă și dorim ca, cum s-a anunțat mai departe săptămâna aceasta, să ne rugăm pentru următoarea listă aceasta, pe listă pe care următoarele numere de pe listă aceasta care ne-am propus să ne rugăm pentru familiile biserici și pentru fratele Ion Cușmir. Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l întărească, să-l sprijinească. Deci așa că o să-mi picioare, haideți să veniți și ne rugăm pentru familia fratelui Liviu, iar în continuare să și mulțumim pentru seara aceasta. Amin. Amin. Biserica poate să pe locurile. Mulțumim, Domnul, pentru întreaga lucrare. Domnul să fie glorificat și binecuvântat. Mulțumim, Domnul, pentru fratele Joseph, care a fost cu noi această seară. Domnul să-l binecuvânteze pe el, să binecuvânteze familia lui. Și doresc ca întreaga biserică, întreaga adunare, în săptămâna aceasta care este înainte și în tot timpul care este rânduit de Domnul pentru fiecare dintre noi, Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să fie cu noi. Învierea lui Hristos să fie un lucru real în viețile noastre, în fiecare zi. Cu harul și pace, Domnul, biserica este liberă după ce vom da loc la anunțurile pentru biserică. Mulțumim, Domnului, pentru toate, pentru lucrarea Domnului seara aceasta. Continuăm săptămâna aceasta, așa cum a fost anunțat în scopul acesta de rugăciune, să ne rugăm pentru fratele Ion Cușmir, apoi aș vrea să anunț joi seara va fi serviciu în Casa Domnului la orele 7 și apoi duminică dimineața de la orele 9 în continuare va fi serviciu în Casa Domnului. Aș vrea să reamintesc faptul că cu programul de ordinare o rămas stabilit pentru 12 iunie. Chiar săptămâna aceasta am corespondat cu fratele Cornel Avram, care a întărit data aceasta de 12 iunie, care e available pentru el și poate să vină. Deci, vedem că timpul se scurtează și rămâne că ne pregătim pentru data aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei doi care vor fi ordinați, fratele Cornel și fratele Flaviu, Dumnezeu să binecuvinteze toată biserica în continuare.